Ziua bună, dragilor, și bun regăsit în comunitate, ca de obicei, pe București FM 98,3, dar și pe bucureștefm.ro. Invitați astăzi Superman și Wonder Woman. N-au salvat lumea, dar au străbătut-o pe motocicletă. Și au străbătut cea mai tough, cea mai grea parte a lumii, așa, dar și cea mai frumoasă, nu cred că zic prostii, nu? Bună ziua, bună ziua. Ana Hoga și Ionuță Florea. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Bună ziua. Și au fost în Pantelimon? Mă, cred că au mai mers încă un pic de la Pantelimon până în Nigeria, în Congo, în Etiopia, în Namibia. Pe unde ați mai fost? Am făcut o buclă. Am început prin vestul Africii și am mers până în sud. Scopul nostru era să ajungem până în Cape Town și după aia am luat-o pe coasta de est până în Egipt. Am făcut vreo 55.000 de kilometri prin Africa. 22 de țări, cred, ceva de genul ăsta. Și au mai rămas, că am încă pe atâta de făcut. Mai deci, aveți de muncit. Cam greu să le cuprinzi pe toate. Da, da, da. Trebuie să faci un mare zigzag așa pe harta Africii și asta nu e chiar... Probabil că ne mai trebuiau încă 14 luni, că n-am menționat, Ana, că am făcut chestia asta timp de 14 luni. Probabil că încă 14 luni să le mai facem și pe alea la alte 20 și câte mai sunt. De ce vreți să reeditați figura? Adică n-a fost așa odată și... Gata. Cam, da, sunt zone din tripul ăsta care au rămas așa, ca o obsesie. Ce puțin Congo s-a întâmplat, prin Congo să stăm ceva mai mult decât ne așteptam și de voi atunci și Congo... Exact. Și de atunci Congo ne tot urmărește. Tot se întâmplă să întâlnim pe cineva de acolo sau să ne trimită cineva o melodie de acolo, să aflăm de nu știu ce grup care face un documentar și tot așa. Adică... Parcă vin tot fel de semnale că nu n-am după ce ați făcut călătoria asta, v-ați apucat și de scris, ați scos o carte care se numește simplu? Oibo. Oibo. Da. Ce înseamnă asta? Înseamnă om alb în Nigeria. Uh-huh. Raritate. Extraterestru. Ce înseamnă? Da, clar, proporția... albilor în Nigeria și în Africa subsahariană și mai jos Africa centrală ești clar în minoritate, adică te uiți în jurul tău și... Dar pe peste tot am fost primiți super ok și vreau oamenii să vă au fost super, super încântați. E o zonă a lumii, să spunem așa, în care cred că există factori mai ridicați de risc decât dacă te plimbi cu motocicleta prin Europa. Și voi când ați făcut traseul ăsta la început, ați luat în calcul sau v-ați gândit măcar la zone pe care să le evitați? Sau sunt zone de evitat? Sigur, sunt zone în conflict sau zone în care accesul este destul de dificil. Pantelimon. Și realitatea este că e foarte greu, chiar dacă nu te documentezi foarte, foarte bine. Am învățat din experiența asta că e cam greu să ajungi pur și simplu ca călător pe o motocicletă venind din Europa, să ajungi chiar într-o zonă de conflict. Adică o să ajungi la un checkpoint, poate reușești să treci de checkpointul respectiv. În fugă. Deja la al doilea, la al treilea, probabil că o să dai de un om înarmat care o să zică, dar tu ce cauți aici? Păi știți că vreau să mă să fac niște poze, să mă duc, să ajung acolo și el o să zică, știi ceva, ia, hai, întoarce-te sau te escortă până într-o zonă safe. Deci cam greu să ajungi chiar într-o zonă atât de... Dar voi în momentul în care v-ați hotărât așa să porniți la drum, ați făcut documentarea respectivă, știați așa cam la ce să vă așteptați, dar realitatea a fost, v-a depășit, nu știu, așteptările? A fost altfel totuși decât vă închipuiați sau cum? Mie personal mi-a depășit cu foarte mult așteptările. Cumva mi-am dorit de copil să ajung în Africa și plac foarte mult animalele, am o atracție puternică către cultura neagră. Dar nu la circ, presupun. Absolut deloc la circ, grădină zoologică, în niciun caz. Doream să le văd, nu speram să le văd, sincer, nu aveam niciun plan concret și eram bucuroasă să văd cum e și mi-a depășit mult, mult orice speranță. Oamenii au fost mult mai prietenoși, m-am simțit mult mai bine decât acasă la mine. Dar cum v-ați hotărât poate voi? Familie, nu știu, așa. Acum se întâmplă la Romexpo, spre exemplu, târgul de turism. V-ați gândit așa să faceți o călătorie mai altfel, mai atipică? Până sau la, cum? Până la târgul de turism? Da, 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 să vedeți dacă găsiți ofertă în sensul ăsta, n-ați găsit, ați fost dezamăgit și ați luat-o pe cont propriu sau cum s-au petrecut lucrurile?
Și ce antecedente aveți? Adică voi sunteți dăștea de urcați pe munte, faceți sporturi extreme, vă ca aruncați în prăpăstii sau off-roaduri? Da și nu, da, cred că suntem atrași de zona asta, dar nu cred că, adică am început de foarte mult timp, a zice Ana, în liceu și facultate a călătorit în Europa foarte mult cu trenul. Și apoi, practic, asta a fost catalizatorul relației noastre. Chiar din primele luni am plecat, asta se întâmpla cu mulți ani în urmă, am plecat în Asia de Sud-Est, în Thailanda. Și pentru timp de 3 săptămâni plecasem de la ideea să mergem până în Grecia și din Grecia am ajuns în Thailanda. Și așa, deci oarecum, în același stil neconvențional, nu apelând la o agenție pur și de simplu, turism. Așa s-a întâmplat de foarte multe ori, am găsit un bilet de avion mai ieftin și așa am ajuns, după aia am început să facem un pic de research pe locul respectiv, să vedem ce e de văzut acolo și ce, apropo de întrebarea de mai devreme, vreau să mai adaug că cred că asta este și motivul pentru care călătorim, să punem... Să avem o imagine completă a unui loc pe care în alt fel nu prea cred că poți să o ai. Oricâte documentare ai vedea, oricâte cărți ai citit despre o țară, o cultură, o zonă de pe planetă, este foarte, până nu ajungi acolo și miroși aerul și stai de vorbă cu oamenii respectivi, cred că nu ai cum, deci să știi cu adevărat. Deci voi vreți să răscuiți poleala aia, nu? Și să găsiți autenticul din zona respectivă. Dar ați avut și voi mame, tați, frați, bunici, adică n-au tăbărât toți pe voi să vă spuneți aoleu? Păi am avut un plan destul de bun, în sensul că le-am spus că o să mergem în Africa când mai era cam o lună până când stabilisem noi că o să plecăm. Asta era în octombrie 2010. Mama lui Ionuț, ce drept, a aflat întâi de pe internet, în sensul că la momentul respectiv noi nu foloseam social media deloc și m-am gândit eu să fac o pagină pe Facebook, nu prea îmi dădeam seama ce trebuie să fac acolo. Probabil că i-am trimis un request de... i-am trimis o invitație mamei lui, i-a dat accept, avea 3 useri, a văzut imediat și a dat Ionuț un telefon și a zis vino și tu pe la mine să-mi zici ce-i cu Africa asta. Iar ai mei erau plecați în vacanță și când s-au întors le-au zis să vedeți că o să mergem și noi într-o insulă, ei plecaseră până în Grecia. E o insulă un pic mai mare, după care m-a arătat hata Africii și am zis că mai vorbim noi despre asta. Și când? Păi peste 3 săptămâni. Am făcut asta special pentru că știam că altfel ne vor face capul mare cu pericolele, problemele, vaccinurile, bolile, războaiele și lucrurile care... Eu cred că a fost foarte greu și pentru ei. Cu siguranță, cu siguranță. Da, da, sunt convinsă. Dar cred că în același timp au văzut că, mai ales că nu eram la prima, eram la prima experiență mai mare, chestia asta, tripul ăsta de 14 luni în Africa, a fost prima călătorie de o asemenea durată și în trecut i-am cam obișnuit cu locații mai ciudate, cu poze din locații mai ciudate și atunci automat... Da, la călătoria cu Africa cred că a fost foarte diferit faptul că nu le-am spus când ne întoarcem, că nici noi nu știam, nu aveam absolut niciun plan, planul vag era ok, vrem să mergem în tot continentul, să facem un soi de buclă, dar nu era 100% clar în ce țări și cum și cât timp o să dureze treaba asta, că nu știam cât timp o să ne ia. Și atunci probabil că a fost un pic straniu să ne luăm la revedere pentru o perioadă nedeterminată. Da. Da, mai ales că voi ați făcut și voluntariat pe acolo, adică în anumite locuri ați stat, ați intrat și mai adânc în atmosfera locului respectiv și ați avut experiențe și de felul ăsta. Adică nu doar plimbat dintr-un loc în altul, mers mai departe, suit pe motocicletă. Asta a fost o chestie neprogramată, pur și simplu s-a întâmplat, am avut un mare noroc la un moment dat să aflăm de la alți călători, pentru că există un soi de rețea în Africa, fiind infrastructura pentru turiști aproape inexistentă, exact, și foarte puține informații, ce puțin pentru coasta de vest, circulă niște fișiere PDF sau Excel pe care oamenii notează coordonate GPS ale anumitor puncte importante, de pildă un consulat care brusc a început să acorde viza de Angola, o viză foarte greu de luat, sau o misiune catolică în Camerun, unde poți să te duci să campezi gratuit și ai acces la apă și ești oarecum într-un spațiu protejat dacă
nu mai poți că ești în buș de două luni, să zicem. Mm. Și tot felul de lucruri de astea importante. Sau un atelier unde cineva are piese de schimb pentru nu știu ce model de mașină sau așa. Și practic în felul ăsta am ajuns și noi să aflăm tot felul de lucruri, printre care faptul că există un proiect în Nigeria de protecție a unei specii de maimuțe și oamenii au zis duceți-vă neapărat să vedeți locul ăsta că e special, oamenii de acolo sunt foarte faini. După ce am ajuns în prima noapte, asta am făcut toată noaptea, am discutat cum să facem să rămânem mai mult acolo, pentru că ne-a marcat foarte mult locul, era pur și simplu magic. Și dimineața le-am spus, suntem arhitecți, putem să muncim ca tâmplari, putem să facem orice, dacă au nevoie de noi, noi putem să stăm să lucrăm acolo. Auzi, da, mă gândeam, voi ați umblat în atâtea țări, când, nu știu, conjunctural, vă întreabă cineva de unde sunteți și voi spuneți că sunteți din România. Câți oameni spun, ha? Și cât știu, nu procentual, dar cât știu sau câți au auzit măcar că există o astfel de țară într-o altă parte a lumii? Aș spune că am avut destul de multe momente în care ni s-a menționat Hagi Ceaușescu tipic. În ordinea asta? Nu, pur și simplu, au menționat ceva, știau ceva legat de România. Contează. Deci, contează, da. Dar de cele mai multe ori ai zice că nu știau exact unde e România, dacă e în Europa, ce Europa sau chestii. Confuzia fiind foarte mare cu Roma și credeau că semn Italia. Bine, asta se întâmpla și pentru și întâlniri neapărat cu localnici, chiar cu turiști albi. Adică confuzia este mare și peste tot. Și peste tot, adică din nefericire, da. Dar cum vă simțit în momentele alea în care practic ați trecut pe lângă moarte, nu? Hipopotamul ăla care... Eu nu știu, de stai așa, tu ai citit, stați, lămuriți-mă și pe mine, hipopotamul, de parcă-l cunoaște scorpionul, toată lumea. Scorpionul, malaria, adică te la hipopotamul John, cunoscut, da, Mihaela, păi, lămuriți-mă, ce hipopotam? Asta cu hipopotamul, da, a fost chiar o chestie destul de la limită, aș zice, dar pe de altă parte și mersul cu motocicleta în București e o chestie la limită. Mult mai la limită. Mult mai la limită. E știut că hipopotamul este cel mai periculos animal sălbatic din Africa. Și din București. Și ghinionul a fost că am campat pe malul unui râu într-un campsite organizat, deci era o chestie organizată. Cei de acolo au uitat să ne menționeze că câteodată mai iese cât un hipopotam pe lângă corturi noaptea și trebuie să fii atent să nu ieși din cort, să stai cu minte că el e ok, o să mănânce în jurul cortului iarba și după aia se retrage. Eu n-am aflat, deci nu mi-au dat această informare seara și peste noapte am auzit bâldăbâc, bâldăbâc și m-am gândit să ies din cort, să mă uit cu lanterna să văd ce se întâmplă. O mare greșeală, pentru că am văzut o mare gură roșie care se deschide în fața mea la vreo 4 metri și am căzut peste cort în spate, am început să o trezesc pe Ana, care bineînțeles că dormea, și am început, Ana, hipopotam. Și da, a fost chiar un moment destul de stresant. Norocul nostru a fost că s-a împiedicat, de fapt oricum era locul respectiv, era pe malul lacului, malul râului, dar exista o plasă de protecție și un taluz, să zicem, pentru crocodili. Deci, și hipopotamul respectiv, după aia am aflat de la îngrijitori că hipopotamul respectiv era un pui de hipopotam care era mai nebunatic, să zicem, și încercau să țină situația sub control, adică știau despre ce e vorba. Asta a fost și pentru noi un pic cam ciudat în momentul în care le-am relatat ce s-a întâmplat peste noapte. Au fost destul de relaxați. Zis, păi, da, e hipopotamul, e ok, dar e pui, nu e nicio problemă, că n-are cum. Adevărul că dacă întreb oamenii din toate părțile lumii despre pericole din Africa, în sensul de animale, o să spună lei, crocodilii și alte câteva, deși hipopotamul este cea mai periculoasă dintre specii. Este, bine, în afară de șerpi, scorpioni care se târă și nu le vezi.
Pentru că ei sunt fascinante ca animale și oamenii au sentimentul, au și fața aia drăguță, mm-hmm, exact, și au sentimentul că se pot duce ca la circ să-i dea varză, el, mm-hmm, guiță, fericit și așa mai departe. Nu guiță deloc fericit, și cele mai multe victime, mm-hmm, sunt făcute dintre animalele mari, mă refer, de către hipopotami. Mm-hmm. Da, și alea are o viteză destul de mare de deplasare și e foarte agresiv, de fapt. E un animal care are simțul văzului destul de limitat și atunci el e destul de stresat. Să știi că e bine că l-ai văzut cu gura deschisă, era trist să-l vezi cu gura închisă după ce a ținut-o deschisă. Da, ăla da, era un moment exact, mai trist. Exact, exact. Păi da, nu, asta a fost, de asta am spus că overall a fost ok, adică pentru noi ca oameni care nu văzusem până în locul respectiv, pentru că din nefericire fac o paranteză, că tot era discuția de mai devreme de la știri, Africa de Vest și Africa Centrală, animale sălbatice foarte, foarte puține. Ne așteptam de când sau am început dus, sau cam dus, sau cam fost păpate, au cam fost, au deci cam în niște petice foarte, foarte mici, în care nu prea ai accesul cu motocicleta, pentru că automat în parcurile astea naționale, care sunt foarte bine delimitate, cu motocicleta nu prea ai voie să intri. Și atunci e cam greu să intri în contact cu animale sălbatice. Și noi deja eram după 9 luni de Africa și a fost primul contact atât de direct. Da, animalele astea sunt extrem de periculoase în Africa. În schimb, oamenii am constatat că sunt foarte prietenoși. Nu? Da. De hipopotam ați scăpat, dar de oameni nu prea scăpați prin anumite locuri. Nu erau ciotcă pe voi acolo. Cum a, clar, fost întâlnirea cu alte... A fost foarte interesant că de multe ori eram, cum povesteam mai devreme, eram în Congo și am traversat Congo de-a latul, ceea ce, în mod normal, nu prea se întâmplă. Marea majoritate intră în Angola și, de obicei, cu o viză de-asta foarte scurtă de tranzit și traversează foarte repede în Angola. De Angola și căutat rute cât mai nebătute și cât mai... Nu le cauți. Am, de obicei, rutele destul de clare, dar... Problema cea mai mare sunt vizele și felul în care reușești să iei vizele... Îți determină drumul până la urmă. Mai ales dacă nu ești din spațiul Schengen, să ai niște avantaje pentru anumite țări, să nu ai nevoie de viză. Cam trebuie viză pentru toate țările din Africa și o cheltuială destul de mare. Asta o șpagă mică se rezolva, nu? Nu, în niciun caz. Chiar am stat la granița cu Angola și nu n-am avut ce să facem. Și de-aia a trebuit să traversăm Congo. Și acolo, chiar asta, apropo de oameni, eram chiar în mijlocul nimicului, în junglă, și cum ne opream, eram încercuiți de oameni, deci nu știam de unde poate să apară oamenii, dar întotdeauna apărea cineva de undeva. Dar voi nu erați vânatul. Nu. Auzi, dar spuneai de țările astea, Angola, Congo, bănuiesc că voi nu știți franceză, sau că Congo a fost colonie belgiană, Angola colonie portugheză, da. Engleză sunt convins că știți, dar cum v-ați înțeles dacă una dintre limbile oficiale e franceza? Vorbeam și franceză? Da. Vorbeam și franceză, dar oricum este mult mai relaxant, pentru că franceza în țările foste colonii așa este foarte îngăduitoare și se vorbește foarte relaxat, adică nu trebuie să nu ratezi accentul și să fii foarte atent cu pronunția, da, și adică ideea este bazată pe comunicare, mm-hmm, nu pe corectitudinea limbii. Corectitudinea limbii, exact. Deci din punct de vedere e destul de ușor, comunicarea e destul de facilă în Africa, pentru că marea majoritate a țărilor sunt foste colonii francofone și atunci se vorbește franceza, chiar la nivel de toți oamenii din sat, adică undeva la țară, în cel mai mic sat, se vorbește franceza. Ca la noi, exact. Mm-hmm. Sunt câteva colonii în care se vorbește engleză și sunt cele două colonii, Mozambic și Angola, unde se vorbește portugheza, unde, iarăși, venind din România, este destul de simplu, pentru că portugheza și româna sunt cele mai apropiate limbi. Prin telenovele sunt frați. Exact. Și chiar am, în momentul în care am intrat în Mozambic, mi-am cam aminte și acum că am lăsat-o pe Ana lângă motocicletă și m-am dus să mă ocup de hârtiile pentru motocicletă și vameșul certa pe un localnic, nu știu ce făcuse, nu mai țin minte exact, dar știu că îl certa și știu că am început să râd, pentru că i-a dat niște palme de-astea așa, între ghilimele,
Și am înțeles tot, deci am înțeles 90% din ce i-a zis și eu am pufnit în râs și vameșul s-a uitat la mine și a început să-mi vorbească în portugheză și i-am zis, da, cam atâta, am înțeles, dar mai departe... Da, să răcim mult acolo în Africa. Înțeleg că atunci când v-ați întors, v-ați dat seama că noi trăim aici în sânul lui Avram. Este corna abundenței, adică nici nu suportă comparație. E bine să mai ai astfel de experiențe câteodată, pentru că te mai raportezi și la altceva decât la... Clar, clar, clar. Te pune puțin... Pe tine te-a pus săna puțin mai mult. Știu că îți făceai procese de conștiință la un moment dat, că nu i-ai oferit apă unei localnice de nu știu unde, pentru că era ultima voastră... rezervă și așa sigur, mai departe. Sigur, am avut o perioadă mai arogantă, așa să spunem, în capul nostru ce puțin la începutul călătoriei, în care ne simțeam cumva discriminați, că cumva eram văzuți ca niște oibo tradiționale, adică albii din Europa care vin cu o vacanță scută, cu foarte mulți bani, care au foarte multe chestii. Da, și aveam impresia că noi nu suntem așa, că noi suntem niște oameni obișnuiți, care suntem din România, care nu este o țară foarte bogată, că mă rog, toate scuzele astea, în realitate, de fapt, când ne-am întors în România, în, na, în București, și la puținele spui lucruri pe care... Acum te-ai mai obișnuit și ți-e greu să spui că te-ai da, contrastul, de fapt, era foarte mare. Adică, într-adevăr, eram niște oameni foarte bogați care aveau privilegiu să călătorească printr-un loc mult mai puțin bogat decât suntem noi. Dar ce v-a impresionat pe voi cel mai mult... În stilul lor de viață? Pozitivitatea, cu siguranță. Faptul că sunt țări care au trecut recent. Prin războaie. Da, război civil, să zicem, acum 10 ani. Adică nu vorbim de chestii de acum două generații. Vorbim de ceva foarte, foarte recent. Și indiferent cât de săraci ar fi oamenii, sunt super pozitivi și cu zâmbetul pe buze. E așa o pasiune pentru viață. De dimineața până seara, pentru orice, pentru muzică, pentru pâine, pentru cartofi, pentru fiecare chestie. Se întâmplă cu foarte mult entuziasm și cu foarte puține prejudecăți față de cele pe care le avem noi. Apropo de teama că acolo să fie mai periculos sau că străinul ne poate face ceva sau că, nu știu, ziua de mâine poate nu va aduce lucruri bune. Și oamenii de acolo au grijă, au probleme, sunt exact la fel ca noi, dar au un pic... altă viziune asupra vieții, mai focusată pe prezent, pe acum, decât neapărat pe trecut sau pe viitor. Nu sunt foarte încărcați, apropo de istorie, că au trecut prin perioada coloniștilor, au trecut prin perioade foarte dificile, nu sunt, n-au ură pe trecut, nu poată traumele astea foarte mult după ei. Sunt ce ziua de azi și ziua de azi încearcă să o facă cât mai fain. V-au privit mai mult ca pe o, din ce povestiți, mai mult ca pe o curiozitate decât să vă perceapă drept un pericol. Absolut, absolut. Curiozitatea cred că e într-adevăr principala forță care îi aduce spre tine când vii acolo. Sunt oameni care vin și te îmbrățișează, îți mulțumesc că ai venit la ei în țară. Foarte mulți oameni doreau să ne ofere ceva, o felie de pepene, da, noi, exact, să ne găzduiască la noi. Deci acasă. Exact. Cu siguranță. Fără să e ca la țară supăr, la fără bunici. Să supăr pe cineva, în momentul în care am terminat această tură foarte lungă în Africa, am zis România este cea mai africană țară din să Europa. Să înțeleagă conotația pozitivă. Deci, având în vedere, adică chiar mergând pe o conotație pozitivă, am văzut atât de similitudini de la mâncat porumb copt sau porumb fiert pe marginea drumului, pepenele mâncat la fel, felul în care mămăliga, se mănâncă, pe peste tot se mănâncă un soi de mămăligă, dacă vrei. Și toate chestiile astea, pentru noi, ne-am cam zis ca acasă, adică n-a fost pentru noi, nu era așa, când intram într-un sat și ceream unei mama un porumb de pe tarabă, era normal, adică s-a întâmplat chestia asta, nu era chestia ceva, asta, știi? Normal că pentru unul din un om venit din un călător din Europa de Vest sau din America, chestia asta e ceva extraordinar, că n-am mai văzut așa ceva niciodată. Dar atunci... să știi că ce spui tu, dă apă la moară celor care spun de vreo câțiva ani încoace că dacii au colonizat Africa. S-au dus acolo a treia. N-am auzit asta. Da, nu e ceva halucinant, dar acum din ce spui tu, nu mai cred că e chiar așa halucinant. Începe să facă sens.
Pentru că a treia invazie dacă citisem undeva, deci am citit și am râs atunci. A treia invazie dacă în Africa, dacii s-au răspândit, au ajuns până în sud, până în Africa de Sud, s-au înnegrit, nu se dau prea multe explicații și au rămas acolo. Iar asta a fost călătoria lui a patra invazie, da, nu? Da, dacilor acolo. Dar voi ai simțit pe ei într-un anumit moment așa ca un potențial pericol pe oamenii de acolo? Cred că sau înainte de a vă obișnui cu, nu știu, atmosfera. Cred că totul se, cum să zic, se trece prin filtru personal. Și dacă tu ești, ai un moment dificil și na, ai o stare diferită de starea euforică și pozitivă în mod normal, o să vezi lucrurile poate mai periculoase. Sau am avut o situație în Camerun, cea mai dificilă, zice, situație prin care am trecut. Veneam din Nigeria luna respectivă de voluntariat și la 15 km după granița între Nigeria și Camerun s-a stricat ambreiajul motocicletei și am rămas blocați timp de 5 zile. Fiind blocați fără practic prizonieri, prizonieri într-o mică comunitate, localitatea respectivă. Ok, oamenii acum când ne uităm în spate ne dăm seama că clar nu erau cei mai răi oameni. Oricum, nu erau, probabil că n-au fost cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, dar în niciun caz nu ne vroiau rău. Poate erau obișnuiți, tocmai din faptul că se mutaseră lângă drum, ei erau oricum obișnuiți să profite de cei care treceau pe drum, nu neapărat de noi, da, de pur și simplu toți care treceau pe drum. Și asta ne-a făcut pe noi să ne simțim un pic în pericol și, cum să spun, și faptul că nu mai aveam mijlocul nostru de transport era stricat și nu aveam cum să mergem mai departe într-o situație. Da, apropo de ce ai întrebat tot de Congo, vreau să spun că granița dintre județe funcționează aproape ca o graniță interstatală. Trebuie să te înregistreze poliția locală, trebuie să prezinți pașaportul, uneori chiar e o mică așa anchetă de unde vii, care e misiunea, ce e cu tine, pentru că noțiunea de turism nu e foarte acceptată acolo. Și sigur că toți acești gardieni, soldați, militari și așa mai departe, toți au arme. Deci este ceva destul de normal să întâlnești oameni care poate și îndreaptă arma spre tine și după aia îți cer pașaportul. Deja la momentul respectiv noi nu mai eram uimiți, sincer, de detaliul ăsta și învățasem faptul că chiar și acești oameni cu armă își făceau da treaba și sunt foarte drăguți, de fapt. Ei mai degrabă erau dornici să afle cât bagă motocicleta, dacă e răcită cu aer sau cu apă și lucruri de genul ăsta. Erau mult, mult mai dornici să afle de unde venim. Cum este la noi acasă, ce mâncăm, noi ce legume mâncăm, ce fructe mâncăm în țara din care venim. Și practic cam asta era interacțiunea dintre noi. Dar ei au înțeles până la urmă de ce ați ajuns voi acolo, adică ce căutați acolo, sau erau așa, erați dubioși? Cred că eram dubioși. Fi făcut mai degrabă o misiune ascunsă? Sau de curând am aflat că turist, între ghilimele, în Congo este denumit albul traficant de diamante și așa. Adică ei când întrebau care e misiunea voastră, întrebau serios. Adică și nu voi erau, răspundeați că sunteți turiști și ei deja... Nu, asta oricum, după ce discutam un pic, se înțelegea ce făceam. Dar da. Nu se înțelegea exact de ce ar veni cineva din Europa ca să se uite la un copac... A, e bine să nu răspunzi, caz. Să nu e răspunzi. Foarte greu de Fildeș, de să nu zici Fildeș. Nu, o revizi niște cuvinte, da. Chiar mi s-a oferit la un moment dat, scuză-mă, mi s-a oferit la un moment dat, eram blocați pe marginea drumului, am făcut echipă cu o familie de francezi care călătoreau cu două fetițe, una de 3 și una de 5 ani, cu o mașină, nu cu o motocicletă, și traversarea Congolului am făcut-o împreună și mi-aduc aminte, eram la un moment dat... mașina era blocată într-un șanț, ne chinuiam să montăm troliu, să o tragem și a venit un nene desculț cu, și a scos o batistă și în batistă avea niște diamante, adică... Da, întâi a venit la mine și a zis madam, vrei să cumperi diamante? Și am zis, haide, ai tu diamante. Era, bineînțeles, desculț, super ufos omul, eram într-un loc la câteva sute de kilometri de un oraș, orice oraș în sensul ăsta, și nu cred că ai diamante.
și ne arăta niște pietricele. Bănuiesc că erau totuși diamante, nu știu, n-am avut cum să verific. Oricum ați avut, apropo de întâlnirea cu francezii, ați avut multe momente dificile acolo, mult stres s-a adunat în perioada respectivă. Dar cum e să călătorești așa atâta mare de vreme în condiții îngrozitoare? Asta nu rodează relația dintre voi sau mai degrabă o sudează? Că mi-închipui că te-a cam enervat Ionuț și pe tine te-a cam enervat Ana, nu? În anumite momente, adică greu totuși. Că s-au întâmplat ambele, se întâmplă ambele fenomene în paralel. Dar cum gestionați momentele astea? Chiar e un comic care are un beat foarte, foarte tare și spune că cortul este cel mai prost loc să ai o ceartă cu prietena. Că este foarte nasol, ce faci? Ieși afară și trântești ușa, tragi fermoarul repede, da. Trântești... Nu poți să fugi nici la mama, că e de mers, presupun, dacă vrei să faci lucrul ăsta. Cine a făcut pozele? O să vă întreb, firește, și cum ați scris cartea, pentru că prima oară când mi-a dat Mihaela, care aproape a terminat cartea, dacă n-a terminat-o, când mi-a oferit să mă uit și eu cartea, am crezut că pozele voi pur și simplu le-ați luat de pe aici, de pe acolo și ați făcut colaj. Sunt minunate. După care mulțumim am aflat frumos. Că voi ați făcut toate pozele, nu, din carte? Da, da. Și cum s-a creat acest volum? Să povestiți puțin și despre una și despre altă. Cartea Oibo e oarecum un amestec de trei lucruri. Fotografiile noastre... jurnalul cam puține, online, din păcate. Da. Jurnalul online pe care l-a ținut cam proporție de 80% Ionuț în timp ce călătoream și jurnalul scris într-un caiet pe care l-am ținut eu pe parcursul călătoriei. Și cumva mie mi-a revenit misiunea să iau toate aceste trei resurse și să le pun împreună în ceva care trebuia să fie povestea celor 14 luni cât mai condensată. Mm-hmm. Cam asta e. Jurnal care este încă online pe intotheworld.eu. Pentru iar cartea se mai găsește? Eu mi-am achiziționat-o, da. Drag Audeamus, în iarnă. Din câte știu, mai se mai găsește, nu peste tot, e spre puizare. Unde vedem și, bănuiesc că aveți mult mai multe poze, în afară de cele din carte, unde putem să vedem și restul pozelor? Tot pe site-ul nostru, pe intotheworld.eu, acolo unde este și jurnalul de pe timpul călătoriei, exact cum a fost scris, nealterat la momentul respectiv, și poze foarte, foarte multe, foarte multe. Dar voi mai aveți timp acolo să scrieți în jurnalul ăsta? Adică... Nu în fiecare zi și nu foarte des, în măsura în care puteam. De obicei când ne opream într-un loc în care aveam acces la internet, să aveam posibilitatea să încărcăm mai bine. S-a stricat motocicleta de nu știu câte ori, trebuia să o scoți din mol, să v-au chinuit tot felul de probleme, malaria, poate ne povestești cum e să ai malaria. N-a fost tot timpul, adică mai aveam și momente de respiro în care mai găseam un campsite drăguț sau un loc unde stăteam la cineva într-un fel de couchsurfing, să zicem. Și acolo mai aveam timp și pur și simplu, era o... plăcerea să punem cap la cap poveștile din trecut și să le... Păi și s-a stricat motocicleta și întotdeauna a fost în apropiere de ceva, o ființă umană, un magazin? Nu, motocicleta, de fapt, s-a stricat. Singurul moment cu adevărat dificil a fost cel cu ambreiajul, pentru că nu aveam piesele, nu aveam kitul de ambreiaj la mine și am fost nevoiți. De fapt, acolo a fost prima oară când ne-am cunoscut cu familia de Francescu, care am trecut mai târziu Congo. Ei au apărut, noi eram norocul nostru că s-a stricat ambreiajul pe un drum foarte dificil, dar la 100 de metri de o comunitate. Și am împins motocicleta sub un coviltir și am stat 5 zile în comunitatea respectivă, până când familia de francezi ne-a tractat vreo 300 km până moale și chestii dificile. Și a mai fost un moment în Congo când s-a rupt lanțul. Tot așa. Ce-a se uzease foarte mult, undeva... Nu, a tăiat peste noapte dintr-o bucată de tablă, folosindu-se de niște o mică spirale, za, a făcut o și am reparat lanțul. Ați mai avut un moment din asta în care ați comandat o piesă de nu știu unde, care da, a fost ambreiajul. Am ajuns în capitală, acolo e o poveste foarte interesantă, că am ajuns în capitală, în Camerun și așteptam, deja era oarecum organizată printr-un prieten din Nigeria și kitul de ambreiaj era comandat din Anglia să sosească în Camerun.
Și momentul în care m-am dus la curier și am luat pachetul, am fost foarte fericit, l-am desfăcut și am ajuns la motocicletă, nu se potrivea, era pentru un alt model, pentru era pentru un model mai vechi de motocicletă decât a mea. Și bine zic că trebuie să mai comandăm încă un set de kit de ambreiaj, de data asta în Germania, și a sosit după încă o săptămână și de data asta a fost bun, l-am montat și am reușit să continuăm. Asta acolo... a fost problema cea mai mare cu motocicleta și restul au fost mici probleme pe care am reușit să le... Se face și troc între oameni? Sau doar bani contraproduse? Da, nu, se face troc la piață frecvent. Frecvent se schimbă produse. Chiar și noi, n-am făcut chiar troc, dar am cumpărat, de pildă, lucruri direct de la fermieri. Da, prin puteți să încercați și voi să faceți un troc cu diamantele. Da, ne-am gândit să le aducem că e mai... erau țări în care oamenii ofereau să facem schimb, de pildă, să ne dea mici obiecte de artizana și să le dăm, de pildă, încălțăminte sau haine, dacă aveam ceva la care am fi putut renunța. Noi nu vream să cărăm cu noi obiecte de decor. Sau în Congo, unde nu erau magazine, piețe, nu era nimic. La un moment dat nu erau nici sate. Când vedeam câte o femeie care venea de la câmp cu ceva pe cap și căra, nu știu, să zicem, ananas sau porumb, se întâmpla să oprim mașina și mă duceam la ea și începeam să-i zic: suntem 6, ne vin și nouă 4 știuleți de porumb, îți dau 2, hai te rog, dăm 3. Și tot așa, adică, sau lucruri de genul ăsta. Adică trebuia să te gândești cum să faci să cumperi mâncare. Da, asta am făcut-o tot timpul. După călătoria asta în Africa am fost amândoi cu 2 motociclete până în Mongolia. Și în Mongolia tot așa, e destul de dificil să găsești mâncare între localități. Și mai bați la ușa unei iute și spui: vin și mie un litru de lapte, ca la noi la țară. Exact, aceeași chestie. În ce limbă? Și în mongolă? Nu se numește lapte. Aha. Și spuneam lapte, plus, mai ceva, da, lapte. M-ai învățat. în trei luni de zile am cam învățat o rusă rudimentară. Da. Și, dar de cele mai multe ori nu se întâmpla să cumperi nimic. Adică de cele mai multe ori erai invitat înăuntru și se oferea. Adică nu... Dar cât ați slăbit după călătoria asta? În Africa, în Congo a fost mai problematic. Acolo a fost problematic, într-adevăr. Restul acolo, nu, da, n-aș spune că suntem... Chiar mi se pare că e o latură pe care o căutăm cu siguranță în orice călătorie pe care o facem, partea asta culinară. Adică nu avem niciun stres și mâncăm exact ce mănâncă localnic și mi se pare că e chiar o chestie de testat. Adică mi se pare că e o latură foarte importantă a culturii locale. Și, păi și ce mănâncă localnicii? Animale sunt pe sponci? Depinde de agricultură? Zonă. Da, agricultură. Da. Porumb, mămăligă, diverse tocane de plante, carne puțină, dar se mănâncă carne, găsești ouă, fasole, poate într-o fasole, orez. Un kebab, ceva în zona Maghrebului, adică Maroc, Mauritania. Chiar sunt țări în care mâncarea este spectaculoasă, cum e Tanzania, Zanzibar, poți să găsești mâncare foarte, foarte bună. În primul rând că nu sunt atât de multe pesticide ca în restul lumii, ce puțin pe la țară, mâncarea este, cred că, ultra bio și chiar dacă mănânci o fasole, e fiată în ulei de cocos, e nemaipomenită. Mănânci fasolea aia de nu mai poți. Condimente, adică nu există. Aveam o tanti în Togo, unde am stat vreo 3 săptămâni, tot așa blocați din cauza unei vize. Deja aveam oamenii noștri, ne știau în cartier, eu mă împrietenisem cu o croitoreasă, eram tot timpul cu ea la taclale. Aveam un tip care venea cu bicicleta, cu pâinea și ajunsese, suna și la noi la poartă dimineața. După aia era tanti care vindea fasole tot așa în apropiere și mă știa, mă duceam dimineață, îmi dădea exact 2 poți de fasole cu 2 linguri și mă întorceam pe la prânz și aduceam farfurile și lingurile spălate. Știi exact ce vreau. Și trebuia să-i spun. Și asta făceam. Fiecare dimineață venea, avea o oală mare, mare de fasole fiată. Și lângă care își pregătea într-o crăticioară mai mică un fel de sos de roșii cu înfăcut în ulei de palmier cu ceapă și usturoi mai picant, așa. Și practic îți strântea 2 linguri de fasole, sosul ăsta și niște făină de casava, care seamănă la gust cu, să zicem, mălaiul. Dar e o chestie crunchy, e bună, îi dă textură la toată treaba asta.
era foarte, foarte bun. Și foarte ei, bun. Deoște, în comunitățile astea, cum găteau? Aveau cea unul pe care îl puneau pe... Depinde. În zone mai unite, să zicem, tribale, cum ar fi, să zicem, Kibu Himba din Namibia, unde, într-adevăr, comunitatea trăiește în jurul unui... să zicem, în spațiu central, da, se mai gătește la comun. Altfel, fiecare familie are propria casă în care, na, femeia, de obicei, mama, bunica. Sunt frumoase femeile? Unde vi s-au părut așa... Sunt frumoși oamenii, în general. Frumoși oamenii, exact. Foarte frumoși, da. Apropo că ne întrebai mai devreme dacă nu eram intimidați de noi sau o chestie genul ăsta. Cum să... Noi eram intimidați, că de oriunde apărea câte unul care era, parcă lucrase la sală, la sala naturală, ca să zic. Da, erau toți bolți din ăștia, da, Usain Bolt. Toți și femeile sunt anatomică. Foarte frumoase, e spectaculos așa ca femeie să vezi pe cineva care clar nu a dat niciodată pe la salonul de epilat, pe la întins de păr și habar n-am ce, da, și care arată impecabil, impecabil. Am cunoscut la un moment dat o femeie Masai care mi-a spus că are 54 de ani. Venea să cred că nu are 20 maxim, maxim. Și mi-a prezentat băieții ei de 22, de 25, eram complet... Dar care o fi secretul până la urmă? Care o fi secretul? Au ceva așa în genetic? Sunt probabil... altfel sau sărăcia te face frumos? Sau carnea de om? Nu știu. Fericirea, cred că e... Da. Așa e. Și mâncarea atitudine naturală, pozitivă, nu știu, asupra vieții, da, cred. Adică oricât de greu ar fi, să vezi lucrurile pozitiv. Cred, bine, că e foarte să important. Nu uităm că sunt foarte multe țări în care, în ciuda acestor lucruri foarte cool pe care le povestim, speranța de viață e foarte joasă. Asta vreau să vă și întreb cam cât... Da, sunt foarte mulți care mor din cauza... SIDA sau malarie bolilor sau alte boli, da. Mm-hmm. Pentru că nu-și permit tratamentele. Maceta iar e un factor de risc mare. Exact. O boală extrem de frecventă. Ne întrebai mai devreme de malarie. Amândoi am făcut malarie, dar sincer, pentru albul privilegiat, să zic, malaria nu este de fapt un risc atât de mare. Pentru că există medicamente și de cele mai multe ori le ai după tine oamenii te duci, nu și le permit, acces, nu? Acces exact. La farmacie, că vorba aceea e mijlocul tot de transport, deci ajungi la farmacie destul de ușor. Cei mai mulți oameni mor pentru că sunt undeva într-o zonă foarte izolată și nu-și permit cei 3 euro, 5 euro cât costă un medicamentul pentru malarie sau nu-și permit să ajungă, nu mai ajung până acolo. Și într-adevăr trebuie să acționezi în momentul în care s-a declanșat boala, trebuie să acționezi destul de repede, adică ai o perioadă de câteva zile în care trebuie să începi să iei medicamentele, dar practic nu e... Sistemul lor de sănătate e mult mai prost decât al nostru, nu? Sau cum? 100% aici e cam așa, da. Dar care a fost cel mai greu moment în călătoria asta? Ăla care v-a pus nervii pe moațe, nu știu, în care vă venea să renunțați, să luați primul avion, să... Nu, asta chiar asta nu s-a cu avionul, întâmplat, să ne întoarcem, dar... chiar nu, chiar n-a fost niciun moment în care am zis, băi, gata, nu mai, gata, francezii nu mai înțeleg pot. Că am înțeles din carte că s-au întors la un moment dat și au scurtat călătoria, s-a... Da, fiecare are propria percepție. Se spune că Africa ori o iubești, ori o urăști, clar, cam astea sunt cele două... Și într-adevăr am văzut asta și la cei pe care am cunoscut noi sau oameni pe care ulterior au fost cu noi, să zicem, în Africa sau lucruri de genul ăsta. Ori rămâi cu obsesie, mal de afric, clar, mal de afric, te obsedează ideea de a mai merge acolo, de a vedea din nou chestia asta, de a trăi din nou senzația asta. Chiar ne-a spus un medic tot în Congo, care lucra într-un spital în Mujimai, spunea că el nu mai este necesar acolo, era de 25 de ani. Deja era trăinuit personalul generației următoare care știa să facă aceleași operații, să facă aceleași lucruri și a spus că ei nu mai au nevoie de mine, dar eu am mare nevoie de ei. Și ne-a zis o chestie care sună așa puțin chicios și poetic, dar a zis că după ce faci baie în dragostea congoleză, în entuziasmul lor, în conexiunea asta, trebuie neapărat, exact, trebuie neapărat să mai trăiești. Departe de Africa? La noi în cap suntem aproape tot timpul. Fizic suntem departe, sigur, dar... Și ce urmează, bineînțeles? Dacă mai urmează, de fapt, o altă poveste. Sperăm să mai urmeze. Noi ne dorim să mai mergem în Africa, să mai facem o călătorie mai lungă.
Ne tot întoarcem acolo în diverse forme. Am fost în iarnă în Oman, care nu e chiar Africa, Africa, dar are o legătură, că Omanul are o legătură puternică cu Zanzibarul și sunt mulți africani acolo. Și o să mergem la sfârșitul lunii astea și începutul lui martie în Namibia, facem o tură de aventură, i-am spus noi, în care vin încă 9 oameni cu noi și o să îi ducem pe urmele călătoriei noastre, mergem în niște locuri destul de speciale și mai avem așa tot felul de planuri să mai mergem, dar noi ne dorim foarte mult să mai avem timpul și de fapt să putem pune cap la cap planul, să mai facem ceva mai pe termen lung, că când ai timp atunci de fapt fac lucrurile sens. Dar cât costă un astfel de periplu? Sau cât de bogați trebuie să fie părinții ca să putem să mergem? Păi, îți permiți așa să te arunci în gura hipopotamului? Păi nu e nevoie de ajutorul părinților. Cred că costă atât cât îți permiți să dai. În cazul nostru, noi am investit în călătoria asta cât am putut noi de mult la momentul respectiv. Am vândut mașina, nu mai avem nicio proprietate în momentul ăsta. Nu că ne-am dorit, e ok. Aveți, uite acolo, cu multe pagini și foarte frumoase. Da. Aia da proprietate. Cumva poate să coste oricât. Sunt bicicliști care călătoresc cu $3 pe zi. Am auzit de oameni cu mașina care călătoresc 100 de euro pe zi, probabil că se poate și mai mult. Pentru noi a costat undeva sub o mașină modestă, să zicem, în România, și pentru că eram amândoi pe motocicletă și pentru că am mâncat numai de la localnici și pentru că am dormit la cot cam marea majoritate a zilelor. Noi de asta am plecat, să dormim la cot și să stăm la oameni în cute și să mâncăm ce mănâncă ei, adică nu am avut niciun fel de frustrare din punctul ăsta de vedere. Nici așa, nu sunt puțin bani, sigur că da, numai că la fel de bine poți să cheltuiești pe ăștia în Bali în 2 săptămâni liniștiți. Ideea este că dacă îți dorești să ai experiență de genul ăsta, oricine, dar foarte mulți oameni poate să se focuseze să o aibă. Adică e copilăria în vamă? E o decizie. Mai mult el, eu sunt din Galați și noi nu prea mergeam în vamă. Nu, că așa sună, știi, cu cort, cu... ca să ai obișnuința trebuia aceasta... Trebuia să ai un exercițiu. Nu, chiar amândoi n-am avut, deci, n-am avut super experiență cu cortul în trecut, adică... Fusesem la munte cu cortul, dar limitat, adică nu eram chiar munțomani super hardcore, mai puțin, în schimb, cred că aveam treaba asta undeva în spate, trebuia să se descopere, pentru că din prima noapte în care am dormit la cot, am simțit că s-a întâmplat ceva, ceva care era acolo, nu știu ce. A fost dragoste la prima așezare a cortului sau cum? Și acum asta e unul din lucrurile pe care le căutăm clar când plecăm, să dormim în aer liber la cot, într-un loc departe de orice. Asta iar cu motocicleta, ați avut antecedente dinainte? Da, dar nu, eu sunt sunt pasionat, să zicem, un adevărat petrolhead, dar până la călătoria din Africa n-am avut niciun fel de tangență cu această latură a motociclismului, zicem, motociclismul de aventură. Am avut numai motociclete de stradă și chiar nu, efectiv, nu s-a aprins niciun fel beculețul până în momentul ăsta. Și chiar ideea de a merge în Africa era ceva mai veche în mintea noastră. E celebra emisiune Top Gear, au făcut un special acolo și de atunci ne gândeam noi, hai să mergem în Africa cu o mașină, să luăm o mașină din Germania second hand, să mergem până unde putem și să o lăsăm acolo, să o donăm la o școală, o idee de asta. Și atunci ideea a fost pusă deoparte pentru că ne-am dat seama că sunt necesare niște acte de trecere la fiecare frontieră, ceva complicat. Și dintr-o dată am avut un accident sportiv, o ruptură de tendon ahilian și în momentul în care mă recuperam, nu știu cum am dat, pur și simplu din întâmplare, am dat de un blog al unor polonezi care au făcut Singapore to Poland. Deci s-au întors în Polonia din Singapore, amândoi lucrau în Singapore și și-au cumpărat o motocicletă în Singapore și au venit cu motocicleta pe
șosea până în Polonia. Bine, n-au ajuns în Polonia, că după aia au făcut Via World, adică au făcut și o bucă prin Africa și dacă s-au tot plimbat. Adică au zis, dacă tot merge. Am venit până aici. Și ăla a fost, probabil că a fost așa o dorință, fiind blocat, fiind la pat, să zicem, nu, imobilizat la pat și îmi doream foarte mult să fiu pe motocicletă sau în orice alt... În mișcare. În mișcare, exact. Găsind blogul respectiv sau efectiv s-au aliniat planetele și mi-am dat seama... Și i-am zis, Ana, i-am zis, da, hai să mergem în Africa cu motocicletă. Nu vrei să mergem în Africa cu motocicletă? Logic, și zis, da, hai, boa, super tare. Și așa a început. N-a fost atât de ușor că n-am plecat după 9 luni cum ne-am planificat. Da. Au mai trecut încă 9 luni, pe lângă cele 9 luni, că am avut și un accident la 500 de metri de casă, care ne-a mai amânat încă 9 luni plecarea. Ați început cu dreptul. Deci am început, exact. A fost foarte multă lume ne zicea, e un semn, Africa e periculoasă. Ziceam, da, e un semn că poți să mor la 50 de metri de casă. Deci nu trebuie să stai blocat, să nu te duci în Africa. Și că Africa v-ați consumat ghinioanele aici, știi, exact, toate, exact, ca să fie bine acolo. Foarte posibil că... Da. Unde vă pot găsi cei care doresc și ei să trăiască astfel de experiență? Pentru sfatul sau nu, în ce pentru sens? Plecare, pentru strâns bagajul și plecat, că spuneați că mai organizați o tură de asta de aventură cât de curând. Tura de la sfârșitul lui februarie e deja ocupată de mult, dar e posibil să mai facem pe viitor, nu știu încă dacă și tura, când vom mai face. Tura asta o organizăm cu cei de la wildthing.ro, care organizează experiențe de genul ăsta, adică au câte un invitat, să zicem, care are o anumită... specializare într-o anumită zonă și de-aia toată tura este focusată pe invitatul respectiv. Intotheworld.eu este blogul nostru și acolo postăm la zi ce... Și pe ce, Facebook, zi, pe Instagram, practic postăm frecvent ce mai facem și practic o să anunțăm când mai facem ceva sau chiar ne pot scrie. Poate facem o idee împreună oricum. Da, păi ce să zic, eu sunt foarte amatoare de astfel de călătorii, citesc cărți de călătorie frecvent, nu știu dacă m-aș mai hazarda acum la... Da. Vârsta lui Răzvan, sigur, așa se spune. Răzvan, dar în orice caz vă admir și admir pe oamenii ăștia care, cum să zic, nu doar visează, ci și fac lucruri, astfel de lucruri frumoase. Vin știrile peste noi. O ultimă întrebare. V-ați duce copiii într-o astfel de călătorie? 100%. Sunt, mai ales că am și povestit că am călătorit cu copii mici. Am văzut oameni care călătoresc cu copii. Citim mereu despre oameni din ce în ce mai interesanți care călătoresc în diverse moduri și am văzut filme despre oameni care și-au crescut copiii pe drum. Nu e ceva convențional, într-adevăr. Nu e pentru toată lumea. Nu e perfect. Dar nimic nu e perfect. Merită încercat. Avem chiar un exemplu, prietenul nostru bun Mihai Barbu, care după ce a călătorit până în Mongolia și el a scris o carte foarte interesantă, acum de 2-3 ani călătorește cu atașul împreună cu băiatul lui și cu prietena. Stop, au fost alături de noi Ana Hoga și Ionuț Florea, cei care ne-au demonstrat că cele mai frumoase vacanțe și călătorii nu sunt cele mainstream, nu? Ci cele pe care ți le faci singur. Mulți ani frumos, aveți o zi pe gustul vostru. Orice ar fi, îmi puneți la inimă, nu merită, la revedere. Ne-a făcut plăcere, ciao. Ciao. București FM, știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.